ce părere ai tu despre Jaguar? O ții minte că ți-am tot povestit și ți-am și arătat și am și văzut împreună faptul că Izabela l-a tot protejat. Ei au și dansat, am senzația, împreună la un moment dat. Ea este prima care râde la bancurile lui. El e... Na. Doar că la un moment dat... Izabela a început să... Eu am văzut că îi crește nivelul de adrenalină și zic, mă, cât mai înghite. O să mai poată. Cât o să mai poată. Și la un moment dat veni ziua în care Izabela a zis, frățioare, nu mai pot, nu mai pot, nu mai pot. Deși, dacă vă uitați cu atenție la materialul următor, veți vedea că nu e 100% prinsă în procesul ăsta de Jaguarul. Nu. E ceva acolo, nu mă întreba ce, că nu știu. Dar vedem împreună. M-ai întrebat? Îți spun părerea mea, yes, sinceră, ma'am. Dar după. Cu siguranță formula asta e făcută ca Jaguarul să iasă din competiție. Între Jaguar și Sorin, mică mare diferență. Amândoi le lipsește ceva de pe acoperiș. Folosește două brațe Jaguarul. Cel mai probabil Iza l-ar salva pe Jaguarul. De fiecare dată am sărit în apărarea lui, am făcut-o știind că greșește, l-am apărat în public, dar l-am corectat în privat, știind că greșesc și eu, doar că am obosit. Când cineva se ia de ceva drag al meu, simt să sar în atac, să apăr. Eu am întrebat-o pe Izabela astăzi, în timpul jocului chiar. Ce băia? Și nu o să vă spun ce mi-a răspuns. Ce șarpe veninos, nici mie. Astăzi e pentru prima dată când m-am retras. N-am venit să îmbrățișez pe nimeni aici la panou, nici măcar pe el. Pentru că i-am spus, avea voie să se lupte contra oricui. Dar în timp ce eu mă luptam cu toată lumea, pentru el, el se lupta cu mine pentru toată lumea. Mi-e drag de cineva, când am oameni alături, nu-i vând nici pentru trei brățări, nici pentru o strategie, nici pentru bani. Asta sunt eu ca om. Cea mai dificilă probă nu e jocul, e viața de zi cu zi aici. Când a plecat Elena și Elena, am rămas fără o aripă. Acum, dacă ar fi să plece și Jaguarul, eu pot să zbor. Deci chiar dacă mi-e și capul, eu tot zbor. Nu e asta o problemă. Dar e cu jumătate de inimă. Să fie Jaguarul zi când plecă. Mai Jaguarul e Jaguar. Ai auzit cum zicea Floricica, draga de ea, care e o scumpete și care a făcut și tort, în sfârșit, o să mai povestesc eu lucruri. Floricica zicea, domnule, dacă mă gândesc bine și la Jaguarul și la Sorin, între unul și altul, nu fac diferența că nu-ți botezați cu toată apa. Pe de altă parte, eu cred că Sorin mai are niște lucruri de învățat și de demonstrat, pentru că, uite, proba asta pe care ai văzut-o a cam fost master of disaster acolo. Da. Sorin a furat la momentul mâncare, care mâncare este, s-a furat la rândul, așa, împreună cu o cruciuliță. Și el zice cum că... Cum așa dorm? El zice că el nu mâncarea o vrea înapoi. Cruciulița ar vrea-o. Dar cine-i dă cruciulița înseamnă că zice, eu am luat-o. Ăla a luat-o. Altminte, Sorin a zis clar, altfel furtinatus. Da, dacă uite, așa... mergând un pic mai departe, tu știi că eu sunt pe explicații de-astea. Te rog. Explică și mie un pic, care-i treaba cu Izabela și cu Jaguarul? Izabela și Jaguarul sunt foarte compatibili. Din ce punct de vedere? Hai acum, când te-ai născut alaltă ieri și ieri ai stat în casă. Din punct de vedere psihoemoțional. Ok. Și fizic? Acolo. Păi da, fizic putem să-i vedem, că nu stau cu paltonul pe ei. Și Izabela e în rolul de mamă protectoare? Da, ea a tot încercat să atenueze niște lucruri, să mai aplaneze, la pe joc, așa, gără de băiată. Măi, băiată, trebuie să faci, trebuie să dregi. Da, de la un punct încolo trebuie să-ți vezi și tu de... Până la punctul încolo, că și de asta sunt curioasă. Ce îi spune ea în privat, oare? Adică cum ia apărarea de față cu ceilalți? Aduți aminte când s-a supărat Cosmin Cernat de domnul Ionuț Sugacevski. Da. Și că nu i-a mai zis Jaguarul, că nu mai era de glumă acolo. Probabil era la deoparte, în privat, și a spus, vezi că enervezi pe aici pe toată lumea, nu e posibil să vorbești așa cu un membru al echipei care are grijă de tine.
te-a rugat să te așezi în mașină ca să nu te lovești. Nu că avea ceva cu tine. Uh-huh. Dacă tu îi n-auzi... Bun, și de la asta s-a luat Izabela? De asta s-a supărat? Nu s-a supărat. Ea tot încearcă să-l dădăcească. Da, mi se pare că acum e supărată și cumva se retrage din această compatibilitate, așa cum ai numit-o tu, extrem de plăcută. Și lasă pur și simplu... liniștească, exact. Da? Să se așeze un pic lucrurile, și eu cred. Da, interesant. Foarte interesant, are de urmărit. Și, are și Izabela antipatii de aici, crede-mă. Cu siguranță. În momentul în care vrea ea să fie acidă, să nu cumva se muște cu de cu siguranță, limba. Doar că mie mi s-a părut că e ceva acolo, la modul în care Dragoș și cu Blondul făceau niște glume, la modul în care inclusiv ea la un moment dat s-a exprimat când cineva se ia... De deci, omul drag de cineva mie, drag, de cine mi-e drag mie, cineva drag atunci mie, da. Sunt cu toate armele pe ei. Păi da, și eu fi drag de el. Da, păi atâta zic și eu. N-am nimic de zis păi, mai mult. Nici eu. De unde să? Că n-am stat eu cu... E, ne uităm în seara asta. Ce crezi, de la 8? Și vedem ce se mai întâmplă. Ok, și crezi că ne arată ce... Nu știu, n-am de unde să știu, dar eu vreau continuarea, că doar e reality show, nu? Fenomenal.